Cercetătorii au descoperit că apa îmbuteliată vândută în magazine poate conține de până la 100 de ori mai multe bucăți de plastic decât se estimase anterior, nanoparticule atât de mici încât nu pot fi observate la microscop. Potrivit experților, nanoplasticele reprezintă cel mai îngrijorător tip de poluare cu plastic pentru sănătatea umană. Cu până la 1000 de ori lățimea media unui fir de păr uman, nanoplasticele sunt atât de mici încât pot migra prin țesuturile tractului digestiv sau ale plămânilor în fluxul sanguin, distribuind substanțe chimice sintetice potențial dăunătoare în tot corpul și în celule, spun experții. Un litru de apă echivalentul la două ape îmbuteliate de dimensiuni standard conține în medie 240.000 de particule de plastic din șapte tipuri de plastic, dintre care 90% au fost identificate identificate ca fiind nanoplastice, iar restul microplastice potrivit noului studiu. Noua descoperire întărește sfaturile de lungă durată ale experților de a bea apă de la ruine din recipiente din sticlă sau din oțel inoxidabil pentru a reduce expunerea. Acest sfat se extinde și la alte alimente și băuturi ambalate în plastic. Potrivit experților, nanoplasticele reprezintă cel mai îngrijorător tip de poluare cu plastic pentru sănătatea umană. Acest lucru se datorează faptului că particulele minuscule pot invada celulele individuale și țesuturile din organele principale, putând întrerupe procesele celulare și depozita substanțe chimice care perturbă sistemul endocrin. În studiile efectuate, cercetătorii au descoperit substanțe chimice din plastic în creierul, inima, ficatul, rinichii și plămânii puiului în curs de dezvoltare, la 24 de ore după ce mama gravidă a ingerat sau a respirat particule de plastic, relatează antena 3.0.